Expoziție inedită a pictorului Mihai Sârbulescu. Este vorba despre o simplă modalitate de a crea un tablou, doar că procesul a început cu sfârșitul. Spre deosebire de celelalte proiecte, picturile au avut ca punct de pornire ramele. În goana după lucruri noi și picturi ce ar putea să uimească românii s-a născut expoziția Cadre, un proiect inițiat de sculptorul Constantin Țânteanu, ce aduce în vizorul iubitorului de artă 8 lucrări ce nu s-au născut din pânză și acoarelă, dar din rame. Ceea ce propunem noi este oarecum neobișnuit și chiar îndrăzneț, aș putea spune, pentru că noi pornim de la ramă și ajungem la pictură, nu invers cum se obișnuiește. Pictura aia este un punct final în care pictorul face portretul ramei. Rezultatul, precum se vede aici, zic că e pe măsura așteptărilor. Maestrului Mihai Sârbulescu i-a surâs această idee și s-a implicat cu tot sufletul în proiect. Tot el este și cel ce a propus ca expoziția să fie numită Cadre. M-am supus cu dragă inimă acestui program impus și mi-a plăcut. Am încercat să mă descurc, dar trebuie să fii cu grijă, pentru că sculptorul acesta, colega al meu, Costel Țânteanu, care a făcut ramele cu dragoste, nu trebuie să-i le mânjesc. Și atunci doar ultimele două picturi mi-am permis să le pictez în ramă. Picturile lui Gherasim pot fi și ele găsite alături de celelalte tablouri din cadrul acestui proiect.